familie este prinsă în capcana birocrației, iar viața băiețelului lor de 2 ani este în pericol. De ce guvernul din Irak cere familiei să părăsească America și îngrijirea medicală de care are mare nevoie? Eric Phillips vine cu detalii despre decizia pe care o au de luat. Aventura acestei familii a început în Irak, unde guvernul le-a facilitat șederea în America. Acum, guvernul din Irak îi vrea acasă. Din cauza acestei situații, familia trebuie să ia o decizie de viață sau de moarte. La prima vedere, John pare un copil de 2 ani plin de energie. Din nefericire, acest băiețel se confruntă cu probleme de sănătate care nu se văd la prima vedere. Ca mamă, pentru mine e foarte greu să văd suferința copilului meu. Nu-mi pot imagina să-i pierd. Este foarte greu. Astfel, situația întregii familii devine dificilă. În 2013, Wissam, Toma și soția lui, amândoi creștini, au părăsit Irakul pentru a studia la Universitatea Virginia Commonwealth, unde el și-a dat doctoratul în farmacologie și toxicologie. În acea perioadă s-au născut 2 copii, Miriam și John. Familia a sărbătorit absolvirea lui Wissam în 2018. Deși zâmbeau, ei erau cuprinși de îngrijorare. Este foarte greu, foarte frustrant și foarte stresant. Situația a devenit stresantă după nașterea lui John. El a fost bine, era un copil fericit. Când s-a născut, nu avea nicio boală. Apoi, la 6 luni, John a luat o infecție virală. Deși infecția i-a trecut după 2 luni, el a refuzat să mănânce. În cele din urmă, medicii au descoperit că are un ulcer dureros și edem pulmonar. După ce a început să scadă în greutate, medicii au început să îl hrănească artificial. Nu se simțea bine deloc, era trist. Avea mereu o congestie din cauza acelui tub. Tubul ieșea, iar noi trebuia să-l punem la loc. A fost un proces foarte dureros. Deseori, ea sângera nasul, era să se sufoce. Apoi au urmat niște atacuri inexplicabile, a avut piatră la rinichi și o creștere anormală. Medicii i-au făcut diverse analize pentru a găsi răspunsuri. În cele din urmă, familia a primit un diagnostic aici, la spitalul de copii din Richmond, care a răspuns la câteva întrebări, dar a născut mai multe. John a fost diagnosticat cu o boală genetică numită sindromul Nicolaides-Bester. Este o boală foarte rară. Eu încă nu m-am întâlnit cu un astfel de caz. Există 25 de cazuri în lume. El necesită ajutor din partea mai multor medici. Nefrologi, neurologi, specialiști în nutriție și dezvoltare, medici pe care îi avem aici, la Spitalul de Copii din Richmond. În Irak, John nu ar putea beneficia de un astfel de tratament. Aceasta nu este problema oficialităților guvernului din Irak. Ei vor ca Wissam să se întoarcă deoarece el are un contract cu guvernul pe care l-a semnat pentru a primi bursa. Conform contractului, dacă studentul nu se întoarce acasă, trebuie să ramburseze întreaga sumă pe care a primit-o. Este vorba de peste 300.000 de dolari, bani pe care familia nu îi are. Wissam s-a oferit să plătească creditul în rate, dar Irakul l-a refuzat. El a contactat ambasada Statelor Unite din Bagdad și ambasada Irakului din Washington, însă nicio instituție nu îl poate ajuta din cauza contractului. Mai rău, frații lui Wissam sunt codebitorii creditului și acum guvernul le-a pus poprire pe venit. Îmi spun că ei știu că eu mă străduiesc, dar că trebuie să mă întorc. Familia lui are probleme din cauza noastră și nouă ne pasă de ei, dar în situația noastră nu avem de ales. Nimeni nu își dorește să aibă un copil bolnav. După ce li s-a refuzat un credit, familia a început să strângă bani pe rețelele de socializare, dar au reușit să strângă doar o parte din suma. Creștini fiind, ne ducem crucea peste tot, așa cum spune Psalmul 23. Chiar dacă ar fi să umblu prin valea umbrei morții, nu mă tem de niciun rău, căci Tu ești cu mine. Aceasta este viața noastră acolo. Noi acceptăm totul, însă sănătatea lui John are întâietate. Ce ați vrea să se întâmple? Un miracol. Da, credem în Dumnezeu și credem în miracole. Familia este convinsă că există o soluție la situația lor, dar până acum nu au găsit-o. Ei nădăjduiesc că dacă povestea lor devine cunoscută, poate cineva are o sugestie care îi va îndruma în direcția potrivită. Între timp, ei simt povara lumii pe umerii lor. In Washington, Eric Phillips, CBN News. Alpha Omega.